Parcă aș mânca ceva dulce poate fi primul simptom, însă nevoia permanentă de zahăr este mai mult decât o simplă poftă. Poate fi o dependență, cu efecte nefaste pentru trup, indiferent de vârstă. Iată cum scăpăm de această poftă de dulce. De câte ori nu ne-am trezit în mijlocul zilei cu o poftă mare de ceva dulce? Nu ne gândim să ne luăm ceva de băut sau de mâncat, dar sigur ne luăm ceva dulce, ceva care să ne dea mai multă energie. Doar că, pe lângă energie, în timp, obiceiul de a consuma dulciuri ne aduce și câteva kilograme în plus. Lipsa somnului crește nivelul de grelină, hormon care induce foamea și scade secreția de insulină, crescând riscul de rezistență la insulină și niveluri mari de glicemie. Gestionarea stresului. Stresul cronic crește nivelul de cortizol, ceea ce duce la fluctuații mari ale glicemiei și poftă crescută de alimente dulci. Citirea etichetelor. Fiți atenți la ingredientele care indică prezența zahărului, cum ar fi glucoza, fructoza, dextroza și siropurile. Evitarea băuturilor îndulcite. Sucurile sunt una dintre principalele surse de zahăr. Înlocuiți-le cu apă, apă cu gaz, apă cu lămâie, ceai sau cafea neîndulcită. Alternative sănătoase la deserturi. În loc de prăjituri și produse de patiserie, optați pentru fructe proaspete sau iaurt natural, fructe adăugate de voi. Produsele low-fat pot fi înșelătoare. Multe produse etichetate ca fiind fără grăsimi conțin zahăr adăugat pentru a compensa lipsa de gust. Evitarea sosurilor și siropurilor dulci. Sosurile cum ar fi ketchupul și siropurile sunt surse comune de zahăr ascuns. Consumul de fibre. Fibrele ajută la reducerea poftei de dulce prin menținerea senzației de sațietate și hrănirea microbiomului intestinal. Mic dejun bogat în proteine. Un mic dejun cu proteine și fibre, cum ar fi ovăzul sau produsele din proteine, poate reduce pofta de dulce pe parcursul zilei, relatează observatornews.ro.